Antonio Florini. Present. Antonio Adrian. Present. Martino Vassile. Present. Francesco Gheorghe. Present. Antica Gheorghe. Present. Bob Livio. Present. Bob Sorin. Present. Giancarlo Constantin. Professore Ivan. Present. Marco Florin. Present. Marco Pedro Adrian. Present. Vania Constantin. Present. Cifori Legge Regassatez. Present. Gius Ivan Jean Regassatez. Oh, unanimitate. Sunt prezent toți consilierii de Regassatez. Așa cum știți, mandatul domnului Florin a expirat la ședința asta. Deci este nevoie de un nou președinte de ședință, de puteți să poate de cei care n-au mai fost. Cine face o propunere? Eu? Domnul Guinea. Ochelarii la mine, noi am luat ochelarii. Florin Ambrunache. Florin Ambrunache. Fost. El a fost? Fost, domnul Francescu. Da. Și nu a mai fost, poate fi. Bine, mulțumim să rămână. Domnul Voicu. A fost acolo. Avem un pic tot. Eu te scuzați în deja, dar... Am dat oameni, da, direct. Îți obosit de legat. Stau o jumătate și pe aia. Și eu am fost, da? Cum zici? Adică ce să fie cineva care n-a fost? Propuneți atunci, de asta. Da. Cine este pentru? Aveți ordine azi, da? Sau o întrebare? Lasă-mă, n-ai treabă cu toți dară. Da. Se comandă Consiliul Local Comunei Vestului Județul Bacău în ședință ordinară, data 29-8-2022, ora 13. În Consiliul Local pot să fănește avem următorul proiect de ordine de zi. Raport privind starea învățământului anual 2020-2021. Domnul director Baciu Frudem, director Școala Gimnazială Cățăpădești. Citește, da? Proiect de hotărâre privind măsurile ce se impun a fi luate pentru desfășurarea în bunicul inițial în școlar 2022-2023. Inițiator, Olaru Viorel, primar Comunei Cățăpănești. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliul Local Comunei Cățăpănești de Tubacom, Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Cățăpănești, în școlar 2022-2023. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei statutului de funcții și numărul personal al aparatului de specialitate al primarului Comunei Cățăpănești. Numărul 5, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. Numărul 6, proiect de hotărâre privind modificarea HCL. Numărul 6, din 2022, privind aprobarea utilizării și reprezentării din anul 2021-2022. Mai e ce aia care... Am avut probleme diverse, dar mai avem ceva care nu a fost trecut în ordine de zi. Așa. Solicitare către OAT Cățăpănești, suscrisă de 10 contrans Șorea SRL, cu sediu social în comună Parava Județul Bacău, reprezentată de Șorea Elena, în calitate de administrator, manifestăm interesul la concesionat teren extravilan, neproductiv pe raza Comunei Cățăpănești. Are număr 3. Aprobare de principiu, urmând să facem documentația dacă îl aprobați în principiu. Dar n-ați dat la comisie să vadă? Nu. Nu a fost la comisie. Dar nu-i dat aici. Nu știu, dar ce vreau de sate? Dar nu-i dat să le puneți cu toalea cu lapte. Dar nu-i dat aici, vedea, că tot nu-i dat. Dați, domnul președinte, de suflare de la ordinea de zi. Să-ți spune la cine este. 6 puncte, fără cealaltă. Am zis 6 puncte, în afară de cele de-a doua. Prins și ăsta, dar vezi. Și apoi probleme diverse. Prin comisie, da. Acolo nu-i jucă, acolo nu-i mai zis de principiu. Vi s-a duce la cunoștință.
Raport privind starea învățământului în anul școlar 2021-2022. Aveți cum ajută, Andrei? Raport privind starea învățământului în anul școlar 2021-2022. Întreaga activitate instituțională educativă de școala gimnazială Cotofănești și structurile sale este desfășurată respectând cerințele legii educației naționale, amendurile de aplicare a legii educației naționale, regulamentul cadrul de organizare și funcționare a unităților de învățământ universitar, modificări și completări ulterioare, precum și a recomandărilor venite din partea ISJ Bacău și administrației publice locale Cotofănești. Resurse umane. Se poate afirma că a fost asigurată eficientizarea resurselor umane prin repartizarea de personal tactic calificat, titular la majoritatea disciplinelor. Astfel, la începutul anului școlar 2021-2022, încadrarea personal tactic a fost următoarea. Învățământ preșcolar, 7 care didactici, din care 4 cu definitivat, una cu gradul 2, una cu gradul și 2 gradul 1. Învățători, 12, din care 4 cu definitivat, 1 gradul 2, 7 gradul 1. Profesori, 16, din care 3 debutanți, 3 definitivat, 3 gradul 2, 6 gradul 1, un cadru didactic necalificat pe limba maternă română. Încadrarea personal didactic auxiliar, secretarul normă, bibliotecar 0,25 normă, contabil 0,5 normă. Încadrat personal nedidactic la școala primară Tămășoaia 0,75 normă îngrijitori, la școala primară Bâlca o normă de îngrijitor și o normă de fochist, la școala gimnazială Cotofănești și grădința cu program normal Borșani, două norme de îngrijitori, două norme de fochist, o normă de muncitor calificat pe toată comuna și o normă de șofer auto pentru microbuzul școlar pe toată comuna. S-a realizat schema de încadrare, s-a realizat încadrarea personal didactic calificat, s-a popularizat metodologia mișcării personal didactic, s-au asigurat derularea în bune condiții a programului rechizite școlare gratuite, con și lapte, s-a asigurat negocierea soluționarea tuturor situațiilor care putea genera conflicte, acestea fiind soluționate în interesul elevilor. Pe curriculum. Pentru implementarea curriculumului național în conformitate cu planurile cadru, programele școlare, curriculum la decizia școlii, s-au asigurat programele școlare și manualele necesare, s-au verificat și avizat planificările, s-a evaluat planul managerial anual și semestrial, s-a monitorizat activitatea extracurriculară, s-a asigurat desfășurarea în bune condiții a evaluării naționale de clasa 8-a, s-a monitorizat completarea corectă și la timp a documentelor școlare, s-a realizat fișa postului, s-au asigurat consultații pe luni de curriculum. În luna iulie am încheiat anul școlar 2021-2022 cu următoarele rezultate. Învățământul primar, elevi înscriși 260, elevi rămași înscriși la sfârșitul anului școlar 257, elevi promovați 242 cu procentul de promovare de 94,16%, elevi cu situația școlară neîncheiată în situația de abandon școlar 9, elevi repetenți 6. Pentru învățământul gimnazial, elevi înscriși 176, elevi rămași înscriși la sfârșitul anului școlar 173, elevi promovați 124. Procent de promovabilitate 71,68%, elevi situația școlară neîncheiată în situația de abandon școlar 22 și elevi repetenți 27. Activitățile de pregătire suplimentară a elevilor s-au desfășurat atât în ciclul primar cât și în celul gimnazial. Trebuie ridicat un semnal de alarmă privind scăderea populației școlare la nivelul comunei cu pregătire în statele Borșan și Cotofănești, precum și creșterea ratei de abandon școlar în rândul elevilor de gimnaziu, majoritatea de etnie romă. În satele Bâlca și Tămășoaia sunt copii, dar nu avem suficient spațiu. Aici trebuie menționat că în satul Bâlca deja avem grădinița nouă făcută. Da? Dar crescând numărul de copii, nu mai avem simultan. Și deja avem o clasă care trebuie să facem ședință cu părinții, să vedem, ori învățăm după amiază la Bălca cu clasa 4-a, ori aducem cu microbuzul la Cotofănești. Deci grădinița care poate de asări, este ocupată în totalitate de grădinare? De grădiniță și clasa pregătitoare. Și atâtea, numai două grupe? Trei. Două grupe de grădiniță. Și nu avem la trei sări de clasă? În grădința nouă, da, atâta sunt.
Atâta. Dar sunt foarte mari. Adică și holul, holul ăla încât toate trebuie să-l de clasă, probabil. Adică am putea face o sală de clasă acolo. Păi da, și face o sală de clasă cu intrare în celălalt ghiez, grădiniță, îți duce la toaletă, deranjează clasă. Da, dar pe de altă parte nici spațiu de la școală nu mai permite cu extinderea asta. Și la școala veche avem trei sări mari. Atât. Aia care era mai despărțită, uitați, dacă nu știi că am despărțit. Dar nu ne dă voie, nu ne dă voie DSP-ul. Am înțeles. Sau ți-am dat în cantoane de CFR. Adică nu ne dădea voie într-o sală de clasă. În sfârșit. Dar vedem că să mergem la fața lucrurilor, găsim soluție. Grădinița e așa de mare, în primul rând, așa e proiectat, așa e rămor, e o fecă. Știu. O lor a fost, doamne iată, nu poți să mai faci trebuie să DSP-ul când vine și îți face cu bază. Cu bajul pe metru cum de aia. Da, și spune, la atâția metri, cum ai voi 20 de copii? Și ai dita mai hala, deci o clasă cred că e jumătate din căminul ăsta. Exact. Și acolo încap 20 de copii conform normativelor de cubaj. Că doar atunci când s-a avut credința nouă, s-au respectat în primul rând normele de cubaj. Și după aia, și nu dă voie la grădință mai mult de 20 de copii? Nu poți să-i modific. Am că e respectiv. Nu poți să nu am lucrurile. Nu. Copii ar mai fi. Dar legea spune așa. Este obligatoriu învățământul preșcolar pentru grupa mare, da. Iar grupa mijlocie și mică în limita locurilor disponibile. Exact. Pentru că acum vă spun sincer, de când este cu ajutoarele astea sociale și, de, și cu tichetul de care a 50 și acum 100 de lei, marea majoritate și-am trecut, ne-am confruntat cu aceeași problemă. Au venit să-și înscrie copilul, au venit repede aici la asistența socială și au făcut o sară de tichet de ajutor și copilul nu a fost o zi la școală. Ei neștiind că dacă nu frecventează, nu primește. Dar a venit și a ocupat locul altui copil, care poate copilul respectiv frecventa, pentru că n-am voie mai mult de 20 de copii. Înțelegeți? Și acum, ei l-au adus pentru tichetul social și după aia nu au mai adus. Bine, și toată... Asta se mai poate regla și în timp. Da, și toți părinții au spus că plânge și de aia nu l-am mai adus. Adică l-a adus 20 de mai adus. Da, v-am luat pe mine, așa, și gradient de cel care o vine și... Iar cu tămășoaia, deci, n-are sens să mai spun că noi am bizantat, do prima stie. Nu, problema era pe bâncă. A fost aici, a apărut explozia asta de... Vă spun, dacă în comună la noi se nasc 50 ceva de copii, în Borșan se nasc 2 copii, la Tămășoaia se nasc 15, la Coțofăne se nasc 7, dacă se nasc 6. Și restul sunt pe bâlgă. Bine că zona cartierului de oameni este pe bâlgă. Da, dar el e bâlgă în documente. Da. Și cei prin Coțofănești, deci atâta, ei se nasc 7 și restul sunt pe bâlgă. Și așa tot ce este îi luăm la Coțofănești. Coțofăneștiul vine la Coțofănești. Iau și o parte din Bălga care se aproape de Borșan, este deal și mai aduc acolo. Știți, adică facem în așa fel încât să iasă treaba bună la circumscripție. Rezultatele evaluării naționale. Din totalul de 33 de elevi înscriși în clasa 8-a, 18 elevi au promovat, 7 elevi corijenți, un elev repetent, 7 elevi cu situația școlară neîncheiată în situații de abandon școlar. Exact ce spuneam și mai înainte în material, conform regulamentului de organizare și funcționare, copilul trebuie înscris în școală până depășește cu 4 ani vârsta clasei, dar ne confruntăm cu acest fenomen de abandon școlar și mai ales în rândul fetelor și cele de etnie romă, care frecventează mai ales școala de la Bălca, iar din clasa 5-a nu mai vin. Din vari motive. Și atunci, la toate clasele, ne ați văzut și acolo că avem, când am citit din material, avem 22 în abandon și 27 repetenți. Deci avem 49 de copii care repetă clasa, tocmai marea majoritate, din lipsa de frecvență. Bineînțeles că din ăștia de aici și-au făcut dosare și de rechizite și de etichete, ei n-au luat pentru că n-au avut frecvență. Și la burse, dacă au 10 absențe pe luna respectivă, nu mai au bursa în luna respectivă. Deci, automat, dacă vă arăt o situație, am cel puțin 60-70 de burse care nu le dau în fiecare lună, din cauza frecvenței. Și acolo e vorba de 200 de lei. S-au dublat
de la 1 ianuarie cu anul burselor. Deci eu, din punctul meu de vedere, la câte ajutoare să dau, dacă și-ar trimite copiii la școală, chiar ar să iau bani frumoși. Astfel, cei 18 repromovați au fost înscriți la examen de evaluare națională. S-au prezentat 16 elevi la limba română, 16 elevi la limba, la matematică. 2 elevi au luat note peste 5, mare ajutor că notele au fost între 4 și 5. După examen de corijență, au mai promovat clasa 8, dar încă 24 de elevi. Încă 6 elevi, în total avem un 24 de elevi din 33 care au promovat. Din care un elev s-a înscris la liceu, 20 s-au înscris la școala profesională, iar 3 au refuzat părinții să înscrie, chiar dacă învățământul este obligatoriu, părinții au refuzat. Cei 2 din Tămășoaia care știți că am venit eu să v-am spus. Andrei și cu... Andrei și mai aveam încă oameni pe limbă. Da. Și mai avem unul din Bâlca care tot așa au refuzat. Am fost la părinți, au preferat părinții să-mi dea cu semnătură declarații că refuz înscrierea mai departe. Restul s-au înscris la unul la liceu și restul la școală profesională. Din punctul meu de vedere, dacă s-ar ține de școală profesională, e foarte bine, pentru că nu mai avem meseriași în țară. Pe niciun domeniu. Și mai ales acum la profesională și acolo îți bani și mai mulți față de gimnaziu. Numai că se duc și frecventează școala, le dă 250 de lei. Dacă se mai duc la învățământul dual, au 400, 600 sau 800 de lei pe lună, în funcție de profilul care și l-au ales. Singura problemă care este să frecventeze școala. Pentru că la absență, automat, toată lumea stai grav. S-o termină. Considerăm că în cazul elevilor cu rezultate slabe, este și faptul că au refuzat să se înscrie copiii într-o formă de învățământ, este un cumul de factori care influențează negativ. Lipsurile materiale pentru traiul zilnic, lipsa locurilor de muncă pe plan local, asta cred că e problemă națională, 90% din părinții elevilor au cel mult studii medii, mulți dintre ei n-au nici măcar o clasă, au 5-6 clase, 80% din populația școlară este de etnie romă, plecarea elevilor la clasa 4-a, la liceile și școlile gimnaziale din Onești sau din Ajut. Pandemia de coronavirus și lipsa de interes din partea familiilor elevilor cu privire la rezultatele școlare. Absențele părinților de la lucrătorii cu părinții, formarea acestora făcându-se înscris și prin deplasarea la domiciliul acestor. Resurse financiare și materiale. Am elaborat într-un compartiment financiar contabil al primăriei proiectul de buget al unității școlare. M-am preocupat cu asta de asigurarea conținutului de confort necesare de sfârșirea activităților didactice. M-am preocupat de igienizarea spațiilor școlare prin lucrări de văruire, vopsire. În lunile iulie și august au fost realizate lucrări de reparații curente și igienizare în proporție de 100% la școlile din satele Coțofănești, Bâlca și Borșani. În ziua de 30, adică mâine, se vor realiza lucrările de dezinfecție, de ratizare și de paralizare la toate școlile din comună. S-au curățat coșurile sobelor și coșurile de la centrală de lemne, stingătoarele au fost verificate. Deja le avem la Forpec, ne-au lăsat 6 stingătoare, urmând ca săptămâna asta să ne le aducă pe cele verificate. La școlile din satele Bâlca și Trunfea s-au verificat și reparat toate sobele, s-au adus tăiat lemnele la toate școlile din comună. La școala primară Tămășoaia s-au demarat lucrări de înlocuire a acoperișului, a tavanelor și până la urmă se înlocuiește absolut tot, știți, că au fost afectate de ploaia de acolo. Deja dacă mergeți arată altfel, avem acoperiș nou, tavane noi. Mâine dimineață se înlocuiește inclusiv linoleu și subopsește toată stolăria. Deci școala de la Tămășoaia, în afară că nu se schimbă stolăria, e tot nou. Bineînțeles că aici tot prin grijă domnului primar să mulțumim că s-a zbătut să avem așa ceva. Privind dotarea cu manuale școlare, am primit manuale noi pentru clasa 1-a și clasa 5-a în proporție de 100%, pentru clasa 8-a în proporție de 80% din numărul elevilor. La celelalte clase avem manuale noi în proporție de 10% din retipăriri, conform legilor în vigoare, completare la manualele deja existente.
Activitatea educativă școlară și extrașcolară s-a desfășurat în mod deosebit în orele de consiliere, având în vedere și prin diferite activități. Aici trebuie exemplificat și spus, am scăpat de 2-3 luni de pandemia, care am înțeles că deja bate din nou la porți. Sper să nu ne mai închidă din nou școala, pentru că s-a dovedit că învățământul online, randamentul e foarte mic. Trebuie remarcat implicarea și sprijinul permanent al domnului primar Oliviu Gorel în rezolvarea tuturor problemelor și bătii. Acesta este raportul privind starea învățământului. Mulțumim, domnul director. Dați-mi voie să vă prezint proiectul de hotărâre în ceea ce privește activitatea de învățământ de anul școlar 2022-2023. Articolul 1. Până pe data de 5 septembrie 2022 se vor finaliza lucrările de reparații la toate școlile de parașul Comunii Coțofani. Articolul 2. Până la data 5 septembrie 2022, școlile vor fi aprovizionate cu materiale didactice necesare desfășurării procesului de învățământ. Articolul 3. Până pe data de 30 august 2022, vor fi aprovizionate școlile cu lemn de foc care vor fi tăiate și depozitate în magazin. Articolul 4. Se va acționa pentru obținerea fonduri bănești pentru executarea lucrărilor de reparații la șarpantele școlilor, școlile de bănești, corpurile B și C. Articolul 5. Se va aloca suma necesară pentru construirea unei grădinițe noi în satul Tămășoaia. Articolul 6. Se va aloca suma necesară pentru construirea gar metalic la școala generală clasele 1-4 Tămășoaia și Lășaia. Am uitat noi cu competență de formulare. Articolul 7, o să punem aici, extinderea școlii generale clasele 1-4 Bârca. Articolul 8, se va conserva școala generală Borșan și se vor utiliza spațiile în alte scopuri de interes local. La articolul 9 se vor aloca bani pentru sărbătorile pomului de iarnă, articolul 9 se va acționa și se vor asigura fonduri bănești pentru asigurarea materialelor necesare pentru ridicarea răspândirii virusului coronavirus. Să sperăm că nu va mai fi nevoie. Articolul 11, se va aloca suma necesară pentru plata abonamentelor cadrelor didactice și a completării și pentru plata buselor elevilor. Cam acest set de măsuri le-am preconizat pentru buna desfășurare a actului de învățământ, procesul de învățământ anul 2022-2023. Una peste alta, după care o să vă dăm președinte să o supună la vot și după ce o să discutați și dumneavoastră, să vă dea cuvântul. Una peste alta, vreau să vă spun următorul lucru. Pentru orice națiune, pentru orice popor, învățământul reprezintă, ar trebui să reprezintă sau reprezintă prioritatea zero. Și pe lângă asta eu aș mai adăuga sănătatea, apărarea și agricultura. Dar, pentru că toate aceste lucruri sunt legate umbilicale, cele pe care am spus eu, pentru că dacă nu ai oameni pregătiți, nu vei avea nici oameni buni în domeniile pe care le-am amintit. Adică oamenii pregătiți să aibă cunoștințe generale despre țară, despre domeniul în care se pregătesc, despre economia României, despre apărarea României, despre sănătatea României și așa mai departe. De aceea, orice autoritate publică locală, speță primăria, trebuie să aibă o grijă deosebită pentru a asigura condiții de pregătire cât de cât decente pentru copiii noștri, pentru copiii, pentru nepoții noștri și așa mai departe. Noi ne-am focusat pe această chestiune și o facem an de an, cel puțin, pentru noi este o grijă și o prioritate deosebită. Și avem spații școlare care, sau toate școlile de Băraza Comunei Coțofănești, sunt cu avize date de Ministerul Învățământului, cu avize date la Direcția Sănătate Publică, cu avize date la mediu. Deci noi corespundem pentru că ne-am preocupat pentru această pe această chestiune. Nu vreau să
fac paralele, cum arăpânse școli din jurul București, la fumați în coace, în curțile școlii, garduri, împrejmuirile, așa mai departe, vreau să spun că chiar stăm bine cu spațiile acolare și sunt curate, sunt aerisite, sunt reparate, nu se pune problema, chiar vă invit să vedeți spațiile școlare. Ceea ce e un lucru îmbucurător, în mod cert, este pentru că avem spor de creștere școlară, de elevi. Ceea ce mai în toate localitățile, pe spor negativ, nu este pe spor pozitiv. Bine, exceptând că este pe spor pozitiv, vorbim la general. Pentru că de Borșani nu se poate face paralelul nici cu Poțocănești, nici cu Bunca, nici cu Pănășoaia, cu nimic altceva. Dar, pe ansamblu, pe comună, suntem pe spor pozitiv. Noi avem soluții și pentru această lipsă de spațiu școlar, de exemplu, la Bârca. Avem școală la Borșan, care oricând putem să-i dăm utilitate. Noi avem una grădiniță. Avem cu baie în interior, cu tot ce trebuiește. Baie cu copii, fetițe, baie pentru băieței. Deci nu se pune oricând putem să-i dăm utilitate. La Bârca se vede o singură, văd o soluție și acolo avem două cancelare din ce știu. Avem trei săli de clase mari, într-adevăr, dar avem și urmă. Dar avem două cancelare. Fosta grădință, care sunt pe partea grupului sanitar, vorbesc în jos. Aia foarte bine se ne poate extinde pe norme europene, 2-3 metri la ver, pe toată lungimea, așa, săli de clasă, să fie intrare așa în formă de râd. Este singura rezolvare. Ca să te mai duci pe rest de grădiniță, nu e bine. Acolo se poate rezolva încă o sală de clasă. Și e perfect, zic eu. La Tămășoaia am avut un eveniment neplăcut, dar câteodată evenimentele neplăcute, tot știți cu vorba română, tot rău duce spre bine. A avut acea ploaie extraordinar de puternică și de gomotoasă, dacă vreți, și de bogată în apă. Și ne-a prins cu căciula dată jos la școală și au găsit pe tavane. Bine, o parte din tavane și așa, acoperișul era degradat, cel vechi, nu trebuia să-l schimbăm. Era cu acea... cartonul. Acel cartofon îmbolburat, care s-a făcut ca șoricul. Și deja pe spațiul de joacă a copiilor, pe sala din trei clase, deja ploua și erau căzute jos. Nu trebuia să intervenim, dar acum, da? Am avut tot drumul despre bine. Am făcut un recaut, ca să zic așa, la acea școală. Acea școală, la Tămășoaia, nu mai rămâne decât... Deci, s-au schimbat toate, s-a pus acoperiș nou, din linda, s-au pus tavane noi, s-a pus vată nouă, s-a văruit, se vopsesc socurile, se schimbă linoleul, adică suntem prin proces de acțiune. Geamurile dat jos și vopsite, exteriorul făcut și izolat cu polistiren, izolație termică cu polistiren de 10 și venit cu fațada nouă, deci inclusiv și plancarta de la școală se va pune nouă, deci vom fi o școală perfect nouă și vom face și acel gard dinspre vecinul nordic, dinspre Ariton, care are acolo o proprietate și este mai înalt decât nivelul școlii și când plouă le aducea tot nămorul și îl depozita pe temelia școlii și facem așa, noastră toată mușoaia, dacă ar fi să-i mai facem ceva la acea școală, ar fi doar să schimbăm să punem termopane. Dar solăria se prezintă destul de bine asta, nu este răspucită, cum se spune popular, nu e uscată ca să aibă goluri de aia, este cu dublură, sticlă de geam, deci e în regulă. Deci la școala de Tămășoaia și instalația electrică se schimbă în totalitate. Deci școala de Tămășoaia avem un recaut foarte laborios, ca să zic așa, și vă dăm și o culoare frumoasă, noi merem un gard, ce se poate, văd un vernin frumos, uite așa ca un pic mai închis ca papuce, e un... Da. Vrem să facem ceva frumos, iar pentru anul ăsta, dacă mai este timp, că banii avem, e vorba de timp, că ne presează timpul, vrem ca, virgulă, căminul cultural Tămășoaia, care nu are utilitate de cămin cultural, așa cum ești cel de la Vâlca Mare, singurul care nu are utilitate să stea două, cum se numește și Borșan, când și când,
Acel cămin îl vor transforma, bineînțeles, cu toate avizele și cu autorizațiile de principiu și cele legale, vom transforma în grădiniță. Dacă vă trebuie două grupe, avem și pentru două grupe, dacă trebuie în alemura, două grupe. Desfacem, îl coborâm mai jos, cu intrare frumoasă, deja avem proiect făcut în regulă. S-au făcut măsurători, s-au făcut devize și vom avea toate unitățile din învățământ pus la punct, cu mențiunea, că și Borșanu intră într-un program de reabilitare, școala, cu izolare termică, cu acoperișul întâlnit, că a făcut cu zugrăder, cu exterior și așa mai departe, cu gardul pe care l-am pomenit, intră într-un program pe programul Angel Salini. Și acolo am mai prins și tămășoare. Și la tămășoare vom mai prinde o diferență, o să prindem cu aceste termopane. Și în rest, noi cu spațiu. Și avem și cele două corpuri, B-ul și C-ul, care nu trebuie uitate, pentru că sunt moștenire și sunt niște, dacă vreți, arhitectonic, sunt cam clădirile care ne reprezintă cumva primăria, cele două, dispensarul uman, sunt lucruri care nu trebuie lăsate și eu zic că la noi școlile, într-un an de zile, eu vă spun cu siguranță, până în 2024, vor fi puse la punct, dacă vreți, la patruace. O să fie niște unități de învățământ foarte bine conservate, care sunt voie de conservare și celălalt funcționare, o să fie foarte bine conservat. Când vă promit 2024, îl va prinde cu rețeaua școlară exemplară, din toate punctele de vedere. Nu mai spun de mobilier, pentru că mobilierul s-a schimbat, știți foarte bine că avem sala de calculatoare. Avem, noi stăm bine, noi stăm chiar, dar nu foarte, foarte bine, stăm bine, spre foarte. Totdeauna se poate mai bine și totdeauna tindem spre mai bine, dar v-am spus, prioritatea mea pentru învățământ este încadrată la prioritate zero. Și mi se pare absolut normal și corect și din partea dumneavoastră, din partea oricărui cetățean de bună credință. Ne uităm și la situația și la situația școlară pe care a prezentat-o domnul director, coordonator și mulțumim pentru prezentul că am de a face același lucru. Mulțumim pentru colaborarea pe care o avem împreună cu mine ca și primar, cu unul viceprimar, deci cu executivul și cu dumneavoastră ca și consiliul local, pentru că fără colaborare și cu lucrare, cu operare, nu se poate face nimic. Dialogul te aduce la aceeași masă și putem găsi soluțiile cele mai bune pentru a avea rezultatele cele mai bune. O să fac mențiunea că, în comparație cu anul trecut, stăm mai bine la situația școlară, așa am văzut, am apreciat-o eu din datele prezentate, în primul rând și la rata de promovare, și la abandon școlar chiar, ceea ce înseamnă că cetățenii încep să conștientizeze. E adevărat că mai sunt lucruri care scârție cu acea înscriere și după aia mai vin pentru ora. Dar împreună cred, vom găsi soluțiile cele mai bune, zidul, domnule, că vom găsi cele mai bune. Chiar și la discuția de azi, am văzut că eu nu am intrat în miezul discuției, am lăsat să vedem ca să trag o concluzie. Până la urmă, nu va fi nici cum spune domnul director, nici cum spun fetele de asistență socială. Doamne, vom merge pe care are mijloc, pentru că, până la urmă, prioritatea sunt cetățenii care nu se pierdă niște bani care se dau și, până la urmă, se regăsesc în situația școlară, dacă vreți. Și nu putem, nu ne permitem să facem acest lucru. Acum, traversăm o perioadă grea și ne așteaptă o perioadă și mai grea. Dintotdeauna românul a fost învățat cu greu și s-a zbătut, s-a descurcat. Sperăm și noi să descurcăm pe această criză economică, pe această criză de energie, de gaze, pe această criză sanitară care totuși continuă. Nu ne mai dorim să fie, Doamne ferește, și o criză politică, că asta ne-ar mai lipsi. Cu aceste scenarii de război pe la frontierele noastre și cu războiul în sine, de fapt, adică țelul nostru comun este să facem front comun, să putem trece cu bine pe toate aceste lucruri. În primul rând, să avem pace și liniște și sănătate. Dacă le avem, avem lucrurile astea, putem să trecem peste toate celelalte. De aceea vă spun că, dacă ați observat pe execuția bugetară care s-a discutat mai de o zi la guvern,
pentru busele școlare și oamenii trebuie să înțeleagă. Busele școlare s-au aruncat numai 30%. Era nevoie de 2 miliarde. Spunea, dacă ați fost atent, prim-ministru și ministrul Educației Naționale, și s-au aruncat numai 300 de milioane, ceea ce înseamnă că undeva la 30%, sau dacă nu chiar 15%, că e la 2 miliarde, dacă s-au aruncat 2 miliarde, tot 15%. O matematică am zis eu. De aceea lumea trebuie să înțeleagă, trebuie să înțeleagă și domnii profesori, cadre didactice care fac naveta, că atunci când vor fi bani, vom deconta și abonamente, vom deconta și ce mai ferice dumneavoastră, conform legislației în vigoare, ca și facilități, dar trebuie înțeleasă toată lumea, pentru că nimeni nu poate să aducă bani de acasă, nici directul de școală, nici privatul, nici vicepționarul, nici consiliul local, ca să completeze lipsurile pe care le avem, nu datorită lor. Una peste alta, eu zic că e bine, eu zic că trebuie mai multă muncă a cadrelor, cu conștientizarea părinților, în primul rând, de a-și trimite copiii la școală, de a-i trimite pregătiți, de a-i trimite cât de cât curați. Și mai multă implicare din partea mediatorului școlar, de a merge la domiciliul copiilor care absentează, care, știu, creează probleme. Trebuie ținut o legătură strânsă cu primăria, școala, primăria, consiliul local, dispensarul roman, poliția națională, poliția locală, biserica, pentru faptul că sunt vectorii, sau, dacă vezi, moral și cei care, după care ar trebui să ne ghidăm, sau cei care ar trebui să dea direcția, dar numai să există preocupare. În rest, nu am mare lucru, o să mergem la deschiderea unui școlar, cine îmi dorește pe data de 5 septembrie, de aceea mâine, asta e ultima și că termin, mâine cu arme și cu bagaje, dumneavoastră a spus de pâine, repetem de mâine, pe școala de la Tămășoara avem de vopsit stolărie, o parte în stolărie, se schimbă linoleul, vopsim exteriorul, curățenie pe afară s-a făcut, am greblat, am cosit, am numai. Mâine ne focusăm pe Tămășoaia. Toată săptămâna asta ne focusăm pe, mai mult pe Tămășoaia. Nu înseamnă că celelalte școli vor rămâne, vor fi date uitări. În fiecare școală, dar aici trebuie un pic mai multă, mai multă concentrare de forțe. Atât, vă mulțumesc pentru... Supunem pentru vot. Da, poate mai vreau să ne vorbească cineva. Dacă aveți, votăm? Supunem la vot. Cine este pentru? Comisia. Cine este pentru? Numărul 3. Proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Coțofănești din Bacău, Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Coțofănești pentru anul 2022-2023. Citiți materialul. Așa. Organizarea statului de funcții și numărul de personal aparatului de specialitate a primarului. Nu, nu, să e dați-mi vorba. Asta a fost bună. Nu, asta e punctul 3. Asta e punctul 3 pe care o prezentați acum. Păi da. Și asta e punctul 3. Dar nu e bun organigram. Asta nu e bun organigram. E punctul 3 sau 4. Nu sunt cu sigur. Reprezentanții Consiliului Local. Reprezentanții Consiliului Local. Nu are general așa. Administrația. Asta e punctul 3. Cum se trebuie? 3. Nu, nu, nu. A doar cu toată. Asta e 4. 4. Deci suntem la 3. Mai de dată să trebuie la 4. Facem 4? Da. Da. Le-am lăsat 4 lei pe 3. Ce? Le-am lăsat 4 lei, că nu-i pus la urmă. Ați. Da. Hai, zi acolo.
Privind adresa numărul 1908 din 22.08.2022, Școlile Gimnaziale Cuțumânești solicită, în conformitate cu OIM e numărul 4619 din 22.09.2014, numirea doi reprezentanți ai Consiliului Local și al primarului în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale. Consiliul format din 9 membri. Prin urmare, prin hotărârea Consiliului Local, vor fi desemnați doi consilieri ca membri ai CEA Școlii Gimnaziale, prin dispoziția primarului, încă un membru al Consiliului de Administrare, aceasta putând fi un funcționar din aparatul specialitate al primarului. Având în vedere cele mai sus, arătăm, supunem dezbaterii, deliberării dumneavoastră, proiectul de hotărâre cu comitetele a fi aprobate, ședința ordinară Consiliului Local Comunal. Raport de specialitate. În proiectul de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Comune Coțofănești de Țibacău, Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Coțofănești în anul școlar 2022-2023. Prin adresa numărul 1908 din 22.08.2022, Școlii Gimnaziale Coțofănești solicităm conformitate cu OIMN numărul 4619 din 22.09.2014, numirea a doi reprezentanți Consiliului Local al unor primarul Consiliului de Administrație a Școlii Gimnaziale, Consiliul format din 9 membri. Asta se repete, deci de la doi secretari și de la doi. Prin urmare, prin hotărârea Consiliului Local, vor fi desemnați doi consilieri ca membri ai Consiliului de Administrație a Școlii Gimnaziale, iar prin dispoziția primarului, încă un membru din Consiliul de Administrație, acesta putând fi un funcționar în aparat de specialitate al primarului. Pentru de hotărâre, inițiat de primarul Comunei Coțofănești, deplinește condiții de formă și de fond cerute de lege și poate fi supus dezbaterea aprobării Consiliului Local. Așa. Școala Gimnazială Coțofănești, numărul 1908 din 22.08.2022, către Consiliul Local Comunei Coțofănești. În atenția domnului primar Olariu Viorel, facem la cunoștință că în conformitate cu OMN, numărul 4619 din 22.09.2014, privind aprobarea metodologiei pentru organizare și funcționarea Consiliului de Administrație din unitățile de învățământ preuniversitar la Școala Gimnazială Comuna Coțofănești. Consiliul de Administrație va fi format din 9 membri, 4 cadre didactice, un reprezentant al primarului, 2 reprezentanți ai Consiliului Local și 2 reprezentanți ai părinților. În consecință, vă rugăm să ne comunicați prin adresă scrisă numele, prenumele și funcția persoanei din instituția dumneavoastră, care urmează să facă parte din Consiliul nostru de Administrație, reprezentant al primarului în anul 2022-2023. De asemenea, vă rugăm să ne comunicați prin adresă scrisă numele persoanelor reprezentanților Consiliul Local, care urmează să facă parte din Consiliul nostru de Administrație în anul 2022-2023. Folosim prilejul să vă mulțumim pentru sprijinul pe care ni l-ați acordat până în prezent și ne exprimăm convingerea că în viitor relațiile noastre de colaborare vor fi dintre cele mai bune și în interesul comunității locale. Se urmează domnul director, profesor Florin Marte. Deci asta a fost, nu? Asta a fost blocul, nu? Nu prea multe care. Ăla urmează, nu? Așa. Doar articolul 1? Da. Aici la hotărâre, da? Se desemnează în calitate de reprezentanți ai Consiliului Local ai Comunei Coțofănești, Județul Bacău, în Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Coțofănești, în anul 2022-2023, domnii consilieri locali. Vor desemna doi consilieri. Deocamdată nu avem. Consiliul Local 2, supuneți-vă.
Articolul numărul 2. Persoanele desemnate la articolul 1 va aduce la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri. Prin grijă, articolul numărul 3. Prin grijă secretarului comunei, prezenta hotărâre se va comunica instituției prefectului județului Băsău, primarului comunei Coțofănești și școlii gimnaziale Coțofănești, publicată prin afișare la sediul consiliului local și pe site-ul comunei. Și de aici, așa, de pe adresa de aici. Da, s-a făcut, dar fără. Eu aici n-am ce să vă spun. N-am simplu. Oamenii trebuie să-și facă treaba, dar... Și m-ați băgat într-o nebuloasă, că nu cade număr, pe număr. De asta am secretar, dar fost secretar, nu secretarul cu oameni. Eu s-a fost simt local. Eu nu-i s-a făcut un loc. Care e până la ultima secretar? Organigramă. Organigramă. Referatul de aprobare? Da. Da. Referat de aprobare. În proiectul de hotărâre privind aprobarea organigramei statului de funcții și număr de personal al aparatului de specialitate a primarului comunei Coțofănești, județul Bacău. Organigrama, statutul de funcții, număr de personal al aparatului de specialitate a primarului comunei Coțofănești, județul Bacău, a fost aprobat prin HCL 47 din 24.9, fiind transmisă la ANFP. Hotărârea a suportat unele observații prin adresa numărul 49.832 din 2022, trebuie să fie modificată astfel. S-a înființat compartimentul de achiziții publice cu un post ocupat de doamna Miscode Petronia în calitate de consilier achiziții publice, care are atribuții de achiziții publice circa 90%. S-a desființat astfel birou financiar contabil. Integrare europeană și achiziții publice. Se desființează postul de șef financiar contabil, integrare europeană achiziții publice. Se înființează compartiment de relații cu publicul, cu un post vacant de consilier clasa 1, grad de debutant. În ce privește neconcordanța cu privire la funcția publică, referent de specialitate, în cadrul biroului agric și al cadastrului financiar, aceasta nu există deoarece s-a dorit în hotărâre transformarea postului de consilier superior în referent de specialitate. Treapta 1-a. Având în vedere cele mai sus, supun dezbaterii și deliberării Consiliului Local Comunal privind proiectul de hotărâre. Proiectul inițiat de secretar domnul Vasile Mâna. La raportul de specialitate a celor așa, și o să citesc eu statul de funcție, că nu știu să le explic. Mai mult ar fi ceva, nu e bună să ne stat de funcție, aparatul funcțional de funcție. Avem Morariu Viorea și Antoșii Florin, demnitar, primar și respectiv viceprimar. Manea Vasile, secretar general, funcție de conducere, secretar general. Avem un post vacant de auditor, compartimentul de audit, post vacant. Sulevi Elena, la comportamentul financiar contabil integral european al strategiei de dezvoltare. Compartimentul urbanism, manajarea teritoriului și protecția mediului, la compartimentul financiar contabil integrare europeană a strategiei de dezvoltare avem Iacomi Iulia, Antuchia Dina, apostul Mihai la un post vacant. La compartimentul achiziției publice, la acelota se ființa, deci Vitorie Petronia, consilier superior, consilier achiziției publice, cum zis specifică. La compartimentul asistenței sociale, Savi Tatiana și Eleni Liliana. La compartimentul juridic, stare civilă, resurse umane, Savi Tatiana, Tina Georgiana, consilier juridic, grad asistent. Avem compartimentul relație cu publicul post vacant, la înființat atunci, consilier debutant. La compartimentul administrativ, Trocea Valentin Șofier, Dumitru Daniel Aguard. La compartimentul agricol și cadastru timpian,
un post vacant de două posturi vacante și un post ocupat de doamna Draghi Teodora, compartimentul Protecție Civilă, Victorie Petre, șef CDS-ul, Victorie Domnăne, și apoi Poliția Locală, Rob Sebastian, Titul Vasile, Popescu Vasile, Lucru Ionit Dănescu. Bătirea comunală, localul Carmen. Bătirea comunală, localul Carmen. Și cabinet primar, doamna Iarcu Mihaela Gabriela. Acum este organigramă, nu o să vedeți de acolo, dar o să vă explicăm. Deci, primarul care are subordine directă, departament financiar contabil, integrare europeană, compartimentul audiției, compartimentul poliției locale, compartimentul protecției civile, compartimentul consilier primar, consilier achiziției publice. Deci, primarul are subordine directă, compartiment administrativ, compartimentul urban și amenajarea teritoriului și biblioteca comunală. Secretar are un subordine directă, compartiment juridic, stare civilă, resurse umane, compartiment de relație cu publicul, compartiment agricol și cadastru funciar, compartiment de asistență socială, cu număr de 15 asistenți personali încadrați. Deci asta este. Acum, sunt cineva? Sunt unele la voi? Aveți cineva ceva de spus? Comisie de salizare? Aveți favorabil? Spune la voi. Spune la voi. Domnul Pol vrea să vorbească. Nu, vreau să întreb aici. Am văzut că Trocea Vasile, șofer. Valentin. Nu-i care a fost în trecut? Nu. Era plecat. Da. Șoferul pe ăsta, nu, pe ăsta. Pe ăsta a anunțat în momentul oficial în Da. Timbundu. E băiatul de Timbundu. A fost doar de Mihai, a plecat și acum a... Da. Ai cineva ceva de zis? Nu mai ai. Tu pune la vot, da? Numărul 15. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. Raport de aprobare. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. Proiectul de hotărâre de față, datoria creșterii preconizată a unor venituri la bugetul local Comunei Cotofănești se impune rectificarea bugetului local prevăzute și la cheltuielile acelea sume. Prin proiectul de hotărâre am prevăzut cheltuieli totale în suma de 200.000 de lei în domeniul de activitate, prioritatea ale comune. Având în vedere cele mai sus, se spun dezbatere și deliberări proiectului de hotărâre spre a fi aprobat în ședința ordinară a Consiliului Local din luna august 2022. Inițiator de reluare de prima. Raport de specialitate. Subsemnată Iacom Iulia, contabil, Cotofănești, județul Bacău, având în vedere legea numărul 273 din 2006 privind finanțele publice locale, republicată legea numărul 317 din 2021 a bugetului de stat pe anul 2022. Rog aprobarea rectificarea bugetului local după cum urmează. Venituri se suplimentează cu suma de 40.000 de lei, capitolul 070201, impozit pe clădiri persoane fizice. Se suplimentează cu suma de 100.000 de lei, capitolul 070-20-203, impozit pe teren extravilan. Se suplimentează cu suma de 35.000 de lei, capitolul 3602-06, taxe speciale. Se suplimentează cu suma de 25.000 de lei, capitolul 350-201, venituri din amenzi. Cheltuieli se suplimentează cu suma de 45.000 de lei, capitolul 510.220, bunuri și servicii. Se suplimentează cu suma de 155.000 de lei, capitolul 6702-59, susținerea cultelor.
se transferă suma de 80.000 de lei cheltuieli de investiții de la capitolul 670250 cu modernizare comun cultural, sat Tămășoaia, comuna Cățovănești, județul Bacău, la capitolul 6502 cheltuieli de investiții pentru investiție, construire, grădiniță, sat Tămășoaia, comuna Cățovănești. Se transferă suma de 60.000 de lei cheltuieli de investiții la capitolul 6702, cheltuieli de investiții, reabilitare teren de sport, sat Vâlca, comuna Cățovănești, județul Bacău, la același capitol, cheltuieli de investiții pentru investiția, modernizare, parc comunal, sat Cățovănești. Proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pentru anul 2022. Primarul comunei Cățovănești, județul Bacău. Văzând că referatul de aprobare a primarului comunei, domnului Olariu Viorel, având în vedere raportul de specialitate înregistrat la numărul 3275 pe 13.07.2022 al doamnei Atomi Iulia, contabil șef, având în vedere prevederile legii numărul 317 pe 2021 a bugetului de stat pe anul 2022, având în vedere prevederile articolului 19 aliniatul 2 din articolul 49 aliniatul 4, 6 și 7 din legea numărul 273/2006 privind finanțe publice locale actualizate. Având în vedere rapoartele favorabile ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Comunal, în temeiul prevederilor articolul 129 aliniatul 4 litera A, articolul 139 aliniatul 3 litera A și articolul 196 aliniatul 1 litera A din OUC numărul 7 din 2019 privind codul administrativ propune. Articolul 1. Se aprobă rectificarea bugetului local pe anul 2022, după cum urmează. Venituri se suplimentează cu suma de 40.000 de lei, capitolul 070-201, impozit pe clădiri, persoane fizice. Se suplimentează cu suma de 1 milion de lei, 100 de lei. Lei, capitolul 070-20-2203, impozit pe teren extravilat. Se suplimentează cu suma de 3.500 de lei, capitolul 36-0206, taxe speciale. Se suplimentează cu suma de 25.000 de lei, capitolul 35-0201, venituri din amenzi. Cheltuieli. Se suplimentează cu suma de 45.000 de lei, capitolul 51-0220, bunuri și servicii. Se suplimentează cu suma de 155.000 de lei, ACP, 6702-59, susținerea cultelor. Se transferă suma de 8.000 de lei, cheltuieli de investiții, de la capitolul 670220, modernizare comun cultural, sat Tămășoaia, comuna Cățovănești, județul Bacău. La capitolul 6502, cheltuieli de investiții pentru investiția, construire, grădiniță, sat Tămășoaia, comuna Cățovănești. Se transferă suma de 60.000 de lei, cheltuieli de investiții, capitolul 6702, reabilitare teren sport, sat Bâlca, comuna Cățovănești, județul Bacău. La același capitol de cheltuieli pentru investire, parc, pentru investiția, parc comunal, sat Cățovănești. Articolul 2. Prin grijă secretarului general comunei, prezenta hotărâre se va comunica instituției prefectului județului Bacău, primarul comunei Cățovănești, județul Bacău, compartiment financiar contabil, publicată prin afișarea la sediul Consiliului Local și pe site-ul comunei. Și aici o dau adresa site-ului, inițiator primar Viorel Lariu și avizare pentru legalitate secretarul general comună Cățovănești, Vasile. Hotărâre. Se repete. Comisiile sunt favorabile. Și comisiile. Da? Se pune la vot, atunci, da? Mă-mi plac, cum o dat? Aici vă abțin. Așa. În caos, este un capitol aici care totuși nu l-am înțeles. Da, spuneți că vă cu transferul sumei de 60.000 lei, cheltuieli de investiții de la capitolul 6702, pentru reabilitare teren sport în satul Bâlca, privind cheltuirea în investiții, modernizare parcul Cotofănești. Deci este vorba de managerul de acolo care s-a construit o sacă. Deci este foarte bine. Ca acest bun prezent s-a construit prin munca a, în afară de materiale,
prin munca celor de la ajutor social, de la legea 416. Noi acolo pentru bugetul acelui teren am prevăzut o sumă. Nu mai ține exact minte, dar 1 miliard, 1 miliard. Acea sumă n-am cheltuit în toată, din munca noastră, contribuția noastră, și a mai rămas această diferență 60.000 de euro, adică 600 milioane de euro. Acești bani fiind disponibili, i-am luat de acolo și i-am adus la modernizare, mai bine zis, la dotare parc comunal, parcul din față pe care îl aveți, în care jucăriile și locul de joacă nu mai corespund normelor actuale. Știți foarte bine că am și un incident mai puțin plăcut cu copilul chiar am domnul președinte. Și schimbăm, exact, schimbăm leagările pe care le luăm pe normele europene, ecologice, pe standarde, pe ISU și așa mai departe. Schimbăm, adică ce ne permite? 5-600 de milioane. Doar le luăm în catalog, sunt programate cataloge. Da. Producători de mobilier pentru parc. Și o să schimbăm și topoganele, și leagănele, și băncile, și ce ne permite ce și azi. Despre asta era vorba. Am făcut economie într-o parte, i-am luat și eu ducem în partea cealaltă. Adică în partea cealaltă unde e nevoie. Deci au mai rămas bani de la terenul de la terenul de Valori la ce sumă s-a ridicat? De sport? Sub un miliard. Nu pot să vă dau o sumă exactă, dar oricum cu siguranță sunt un miliard. În condiții în care un teren de ăla îți faci cu 2,4 miliarde. Da. Deci am făcut doar atât dacă gazonul e de calitate aceea mai pus sintetic. Deci sub un miliard, undeva la 60.000 de lei. Gazonul s-a făcut prin însămânțare, nu? Da. Încă însămânțare. De-aia a făcut și economia asta. Da. M-am abținut la punctul ăsta, total. Păi nu, dar eu v-am explicat. Da. Și înseamnă că totuși nu v-ați gândit, n-ați înțeles. Adică, și ca să completez mai practic, ori n-am știut eu să explic, n-am fost bun profesor, ori dumneavoastră m-ați avut capacitatea de a înțelege. Vă mulțumesc. Trecem la punctul numărul 6. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL numărul 6 din 2022 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2021-2022, inițiator Orariu Viorel, primar comun. Referat de aprobare. Proiectul de hotărâre privind modificarea HCL numărul 6 din 2022 privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2021-2022. Prin hotărârea HCL numărul 6 din 2022 s-a aprobat utilizarea excedentului bugetar din anul 2021 la unele obiective de investiții în anul 2022. Deoarece au apărut alte priorități, urgențe, am propus modificarea în consecința acestei hotărâri. Având în vedere cele mai sus, supun dezbaterii și deliberării dumneavoastră proiectul de hotărâre cu rugămintea de a fi aprobat în ședința ordinară a Consiliului Local Comunal, primar Olariu Viorel. Cedea și raportul privind modificarea, da? Da. Raport privind modificarea utilizării excedentului bugetar local în cursul anului 2022. Subsemnat aia Comi Iulia, contabil în cadrul primăriei Coțofănești, având în vedere prevederile articolului 58 alineatul 1 din legea 273/2006 privind finanțele publice locale prin utilizarea excedentului bugetului local, conform AHCL numărul 6 din 17 februarie 2022, după cum urmează. Se transferă de la investiție pod beton armat, cartier Rom, sat Bâlca, Comuna Coțofănești, județul Bacău, suma de 100.000 de lei, da, pentru investiție, reabilitare interioare și exterioare, școala Tămășoaia, Comuna Coțofănești. Se transferă de la investiție alimentare cu gaze, naturale, pe una cu Coțofănești, sat Bâlca, Borșani, județul Bacău, suma de 87.000 de lei pentru investiții. Reabilitare interioare, exterioare, școală Tămășoaia, comuna Coțofănești, suma de 80.000 de lei.
reabilitarea acoperii, școala primară, sat Tămășoaia, Comuna Cuțovănești, de Bacău, 7.000 de lei. Acest transfer de sume au devenit necesare pentru buna funcționare și începerea cursurilor școlare la școala din sat Tămășoaia. Contabil Iacom Iulie. Proiect de hotărâre. Trecem direct. Da, la propunere sau la ce? La propunere. Articolul 1. Se modifică HCL numărul 6 din 17.02.2022, după cum urmează. Transferă de la investiție pod beton armat, cartier bun, sat Bulca, Comuna Cuțovănești, județul Bacău, suma de 100.000 de lei pentru investiție. Reabilitare interioară și exterioară, școală Tămășoaia, Comuna Cuțovănești, județul Bacău. Se transferă de la investiții alimentare cu gaze naturale, Comuna Cuțovănești, sat Bulca, Oșani, județul Bacău, suma de 87.000 de lei pentru investiții, reabilitare interioară și exterioară, școală Tămășoaia, Comuna Cuțovănești, suma de 80.000 de lei. Reabilitare acoperiș școala primară Tămășoaia, Comuna Cuțovănești, județul Bacău. Articolul 2. Prin grijă secretarul general comunei, prezenta hotărârii se va comunica instituției prefectului județului Bacău, primarul comunei Cuțovănești, județul Bacău, biroului buget contabilitate din aparat de specialitate a primarului comunei Cuțovănești și va fi publicată prin afișare la sediul Consiliului Local și pe pagina de internet a primăriei. Aici trebuie să aibă număr, în data de 29 august 2022, inițiator primar Viorel Olariu și avizare pentru legalitate secretar general comuna Cuțovănești Vasile Mani. Comisia și Comisia a zis favorabil. Comisia a zis. Da? Se pune la vot, nu? Deci dacă sunt discuții. Păi? Dacă erau discuții, bănuiesc, nu scria la vot. Cine? Vorbiți, domnul consilier, Sorin Zor. Apare aici transferul de la investiții alimentare cu gaze. Spre exemplu, în momentul de față, legat de gazele naturale care se preconizează să fie instalate la comuna Cuțovănești. Sunt necesare acum la învățământ și după aia sunt. Ne folosim de bani de acolo și transferăm către școlile respective. Care întrebarea? Întrebarea este că sunt bani care se retrag de la alimentarea cu gaze. Da, e vorba de 67.000 de acasă. 87. Deci se retrag de la casă și să... Nu abandonăm nicio clipă derularea investiției de alimentare cu gaze naturale a Comunei Cuțovănești. Nicio formă. Pentru mine este proiectul de suflet, dacă vreți. Adică proiectul realizărilor mele. Sper să-l duc la bun sfârșit și dau toate sigurile. Da? Pentru că în conjunctura actuală penurie de gaze, de electricitate, gazul este o alternativă chiar cu această scumpire a gazului. O alternativă la lemnul de foc, la încălzirea locuințelor. Și la consumul care îl aveți la mâncare, vară, că vară nu faceți focul să încălziți. Pentru mine este o prioritate și mă țin de acest proiect. Ce se întâmplă? Noi am prevăzut niște bani. Am nu să mă duc la proiectul de operare din urmă, dar dacă vreți să vă documentați, să ducem. Am prevăzut niște bani pentru niște etape ale derulării acestei investiții. Bani care la ora actuală nu îi putem cheltui. Noi la ora actuală cu proiectul de gaze suntem în următoarea fază. Suntem în faza pe care vă expun acum. A venit contractul. Deci s-a câștigat licitația asta, v-am mai informat. Deci e câștigat o firmă austriacă, Habhausen. Așa, încă 11 subcontractanți, dacă vreți, am multe, vă pot spune, și am dat ordinul de începere a lucrării pe ceea ce privește partea de proiectare, deci proiectare și execuție. Această licitație s-a ținut la pachet. Sunt licitații în care proiectarea e separată, execuția e separată. Așa a cerut Uniunea Europeană pe acest program POIN, Programul Operațiunilor de Investiții, da, ca această licitație să țină împreună. A câștigat. Proiectantul este de la Brașov, executantul este de la Ploiești. Sub firmele celelalte contractante, nici eu nu știu de unde se place. Vă mulțumesc, dar asta nu e treaba mea, e treaba celui care a câștigat licitația mare. Bun. La ora actuală suntem în fază, că am dat ordinul de începerea lucrării. Primul în partea de proiectare, nu de execuție. Partea de proiectare, chiar dacă la pachet, prin altă în loc proiectare, care se obțin niște avize, după care îi dă executantul de un proiect, pe unde va trece acele magistrale, acele comite de gaze.
Așa, și aveam pentru partea de, nu de dirigenție de sanție, pentru partea de mentenanță. De acolo s-au luat niște bani la mentenanță, pentru că nu avem sistemul. Acum serviciul de mentenanță trebuie contractat pentru faptul că cel de la mentenanță trebuie să urmărească de aproape cum se execută lucrarea ca să știe unde vor interveni și cum vor interveni. Nu-i neapărat nu să aibă mapă cu desenat și scris, el trebuie să știe exact în teren cum s-a făcut. Deocamdată nu s-a făcut acest lucru și nu știu cât se face anul ăsta. Lipsesc niște norme, niște norme legale, pe care noi ne-am interesat la ANRSC-ul, peste tot unde ne-am interesat, la Ministerul Industriilor, și de acolo urmă niște bani. Și la ora actuală avem desemnat contractul, eu care să mă duc săptămâna asta la Mediaș, acolo unde este centrul mare al gazului, mă doresc, ca să zic, să semnez contractul de cotă de gaze. Discutând cu consultantul de la Iași, care avem, că aici sunt foarte mulți oameni implicați în această îndemânare a acestui proiect, a zis, domnul primar, nu nimic, eu vin cu contractul dumneavoastră studiați ca să nu mai facem, că el de la Iași a plecat de la Biste, la Mediaș, la Sibiu. Vreau să ne înțelină pe aici, să ne întâlnim, să plecăm, să vedem de numai două. Vin cu contractul, citiți, să-l lecturați, dacă vin însușiți, să-l semnați, după ce îl semnați dumneavoastră, îl semnăm să ne arăși transgazul. Pentru că ai treaba consultantului acela. A venit, am semnat contractul chiar în dimineața asta, oricum vă informam la diverse, despre lucrul ăsta, am semnat contractul pe cota de gaze, s-a dus la Mediaș, ăsta, consultantul, să-l aduce semnat înapoi și avem și cotă de gaze. Se aprobă cotă de gaze raportat la numărul de abonați pe care îi vei avea. Respectiv la cei 1000 pe care noi ne-am angajat, că vom avea 1000 de abonați. Despre asta este vorba. Acești bani nu înseamnă că care i-am luat și i-am dus la școala de la Tămășoaia și m-a spus în ce contest și în ce împrejurare a fost dus și acolo pe școală. Noi pierdem oricum, trebuia să-i ducem în altă parte. Acasă nu puteam să-i dau. Nici dumneavoastră să-i dau. Și atunci a trebuit să-i găsim o folosință. Așa cum am găsit un parc și am găsit o folosință la școala aia. S-ar putea să mai facem o rectificare și cu siguranță facem rectificare de cer, pentru că chiar în toamna asta, cât ne va permite timpul, ne apucăm de grădinița de la Orsan, la Tămășoare, la Joare. Mă așteptam acolo să fiți un pic de adunere, pentru că se va de la cămin. Deci, îi ștergem utilitatea de cămin la Tămășoare, și dăm utilitate de grădință. Acolo n-ar putea să fie de grădință, nu la cealaltă chestiune cu stadion. Acolo, da, acolo chiar n-ar putea să fie de grădință, dar dacă s-a întâmplat invers, asta e. Deci, acum, dacă ați înțeles, deci nu stagnează investiția, demorarea de investiție alimentară pe gazea comune, sunt nicio formă prin aducerea acestor bani către... Deci, în locul cămilului, se va face grădință. Absolut. Da. Și aici ce mai necesar. Da. Pentru sat. Da. Da. Despre asta este. A dorit și cineva să zic ceva? Da. Comisie? Avizați că am avizat favorabil. Supunem acolo, da? Bun, am ajuns la diversie. Ce probleme sunt? Dacă sunt? Păi e acel punct pe care citiți în doamna asta. De cererea și cu cererea citiți în credință. Solicitare către UAT Coțofănești. Subscris SC Contrans Șorea SRL cu sediu social comună, Parava Județul Bacău, reprezentantă de Șorea Elena, în calitate de administrator, manifestăm interesul de a concesiona teren extravilan neproductiv pe raza comunei Coțofănești. Administrator Șorea Elena, ștampilă firme. Acum e harta unde... Deci, două hărbeți în voie, domnul președinte. Da. Haideți să vă spun că aici chiar trebuie să discutăm problema. Transpon Șorea, știți foarte bine că este proprietarul fostei balastiere de jos, care a fost a... De Ceneric. Da, e și adevărat. De Ceneric. A Pomori. Pomori. Au cumpărat. An de an, trotușul venind mai mare și a mai schimbat cursul și a rămas cu foarte puțină zonă de exploatare. E, acum, dumneavoastră, că auziți, atenție, teren neproductiv, nu teren agricol. Teren neproductiv. Așa cum am aprobat și am mai aprobat la stieră, acea de la Valda Brâinasă, care e făcută de parcă, și care încă nu i-a dat unul la treabă, dumneavoastră solicită să-și mărească
frontul de lucru, pe terenele productive, care oricum nu produce, noi ca și comună nu luăm nimic, ba din potrivă nu mărește apa și îl inundă. Și noi am identificat, inginerul specializat din Muntele. Deci nu deranjăm pe nimeni, nu tulburăm pe nimeni în posesie, o suprafață de vreo 14,3 hectare de avemășe. Da. Și zona asta, e zona de la Paris, se vorbe de lungă. Are marcat de foarte bine. Și omul vrea să le exploateze prin concesionare. Dacă stau degeaba, nu luăm niciun ban. Dacă le folosește cineva, luăm niște bani. Și aici e o reacție în lanț. În primul rând, mă angajez un om de trei, așa cum sperăm că se va îndrepta și la balastiera la altă. Așa cum și căriciarii două balastiere, una aici la stradă și una mai în jos, de la nivelul de care cărată. În afară de asta, cu impozitele care vor fi plătute de angajați că lucrează pe raza comunii noastre, impozitul pe teren și așa mai departe. Deci, un teren care nici oricum nu ne aduce niciun folos astăzi și care poate fi aducător de venit la bugetul local, din vederea bugetului local. Asta este vorba. Eu zic că asta cei care vor să întreprindă ceva, asta e zona de lungă care se întinde, cred că de la drumul de la pare cu produs. La drumul zona de lungă până la da, zona noi avem tarlare, dacă vreți eu le-am dat de asta să vă arăt pe două. Nu, eu am văzut. E pe zona de Paris. Da, așa. Nu e la un loc. Nu e că nu avem un loc suprafață. Și scrie și pe el suprafață. Uitați, de exemplu. La Alun, Pierș, Pierș Alun. Avem 5,4 hectare. Da, uite că avem aici. Ia, a, sunt trei zone, mai la Alun Grădină, că sunt două de Alun Grădină, 1,9 hectare. Și mai avem la Paris, 6,079 hectare. S-a adunat pe la Alun, mai a adunat 13 hectare. Trei zone. 13,5 hectare. Asta e bun. Da, e partea despre tot. Tot ce înseamnă? Da, da, da. Și paralel. Ar fi bine dacă tot ia suprafețele astea să facă curile de evacuare a apelor, tâi Gorșan, tâi Gosopănești, să le facă... Oricum, dacă îi întreb pe cei de la apel, care e granița între noi și ei, nu știu, ei... Da, faptul că de-a cursul, de-a lungul timpului, apa și-a schimbat altfel. Când se duce încolo, spune, voi ăștia, când vine spre noi, nu mai știi care era. Așa cum și cei de la Regia Națională a Căilor Ferate, așa, ei și-au permis, eu n-am pomenit încă așa ceva, fără să ne consulte pe noi, să prindă în zona de protecție terenul oamenilor, deci terenul proprietate, le-a prins în zona protecție. Deci 20 metri siguranță. N-a invocat nimic. Nu ne-a întrebat nimic, pentru că noi avem niște investiții de pus băgat. Ei au făcut cadastru fără să întreb. Orice cadastru se face, și la dumneavoastră acasă dacă îți faceți, în primul rând, întreabă vecinul. Te-a deranjat cu gardul, nu cumva i-a matat cu jumătate, un metru. Asta și la cartea funcțională. Da, conform cărții, așa e trecută în căla. Deci 20 de metri de la axul căi. Nu, nu, a luat mai mult de 20. Nu se doar, ba da, are voie, mai mult de 20 de metri, deci partea stângă 20 de metri, dacă partea dreaptă. Dacă puțurile noastre de apă intră aproape astea. Păi da, dar nu am făcut astea o... Păi da, și de la axul că e măsura 20 de metri. Bine, dar noi nu ne-am pus semnătură, eu cel puțin... Da, oricum, nu are. Nu mi-am pus semnătură. Nu, aia știți ce se întâmplă, dar vă spun eu care este inconvenientul. Că în cazul în care derulez o investiție, fiind zona lor protecție, trebuie automat, dar nici o țelă care durează
care durează și așa vreo șansă. Nu se dau. Nu, nu-i fără, aia nu-i fără de protecție, aia e fără de siguranță. Siguranță, circulă. Siguranță, viață. Exact, exact. Așa. E, tot acolo. Nu știu, dar nu cred că se încadrează conform legii în terenurile alea proprietate ca să putem să mergem, să fim nevoie să cerem avizul lor. S-ar putea să nu trebuie. În zona, în zona, în zona, în zona, în zona. Ba, se încadrează, mă. Păi măsoară la axul că e 20 de metri. Da, domnul. Auziți, să vă spun în zona exact cum treci la cabina 2, acolo chiar proprietățile oamenilor sunt foarte proprietare. Da, așa este. Dar peste și-au intrat cu zona asta de siguranță de care. Da. Au intrat peste noi cu cadastru. Da. Ei, eu că n-am nevoie acum, dar vreau să mai fac un plus, că se trebuie aprobat la... Da, nu se dau. Aici e convenientul și omul proprietarul. Poate unul îl trăznește să-și facă locuință. Acolo, da. Să-și facă o casă în vacanță. Ei, trebuie avizul care îi curea. Ce și-a făcut cadastru primul ăla am câștigat. Nu e așa, că nu prezizăm drept totdeauna cadastru, nu-ți fac cadastru. Dar nu-ți fără să-i informezi. Dar nu-ți fără să-i informezi. Exact, nu-ți fără să-i informezi. Eu nu-i trebuia să-mi trebuie pe nimeni. Aici e problema. Deci e normă de stat. Da, bine, așa pe de legislație, o legislație corectă ar fi fost ca acest oameni să fie despăgubiți pentru proprietățile pe care le va avea. Da. E o discuție pe care o putem așa ca să fie. Da, da, trebuie să-i vă toate. Da, alte probleme. Dar mai sunt altceva probleme de drept. Eu... Alte lucruri, ce să vă spun? Dar până interesează, da, prin discuția, alte lucruri, dar nu știu. Uite, am avut o coerență, dar să știți că am avut deranj destul de mărișor, deși ne mulțumim că n-am avut pierdere de feci omenești, n-am avut distrugeri de locuințe, n-am avut pierdere de animale, de, dar una peste alta a fost deranj, pentru faptul că drumurile neasfaltate ne-au dat probleme, iar șanțurile, iar ne-a dat probleme, pentru că au venit viituri după dealuri și s-au colmatat, s-au dat afară. E, acolo unei lucrurile au stat bine, uite, la Borșan, nu prea am avut probleme. Șanțul curățat pe la plăț. E, acolo unde oamenii nu înțeleg. Eu am fost, când a plouat atunci tare, am ieșit noaptea. Am luat mașina, până n-am văzut un mam. N-am văzut un proprietar de locuință. Cel care avea riscul de a fi inundat. Să-l duce cu sapă, că stă la un podeț, să nu vină o creangă, o răgălie, să-i înfunde podețul și să-l obtureze și să-i dă... Apa în da. Dom'le, n-am văzut una. Dom'le, n-am văzut. Dar în schimb au țipat toți. Haideți să vă dau un exemplu la Tanoșoaia. Unde acolo mi-ați un ordine. E o casă făcută, aia mai de mult. Pe pârâul de la școală. Unde la Guriță, dumneavoastră, domn director, cunoașteți din zona, e ești. E un necăjit acolo, socul ăsta lui George. Are o cărâță, cu aia își mai câștigă. Sarandu. Cu aia își câștigă și eu de existență. Ai necăjit, ești și bolnav, are și un cancer. Care era asta, domnule? Păi da, pe că e necăjit, pe aia putură, să ne-am venit pula aia mare. Căruța aia a lăsat un pârâu. El a vrut casa în spate pe pârâu, n-are ieșire la drum. El pe pârâu ies, el îl folosește drum. Ei, când a venit apa mare, el n-a tras căruța să o tragă de acolo, să o ducă la deal. Și a luat apa de la Tănoșoaia. Scuzați. A luat căruța și a împins-o în tubul ăla de scurgerat la Guriță. S-a plăcat? Da, bagi o căruță în tub. Și automat, acolo au fost obstacol. Prin el, din viața, găsea orice lucru mic. Cred că s-a fundat tubul ăla, nu mai curgea nici atât. Apa a deversat. La inundat pe Marcel, a fost deranj mare. Pe Marcel, pe Vrânceanu, zona aia de canal de acolo la noi, nu mai spun că acolo unde s-a rupt la căruța, apa căuta să o ia undeva. Și ne-a făcut un hău de rupt în stânga și în dreapta, mamă. De mai ținea, știu eu, jumătate de oră, o oră, cred că rupea până la Guriță, până la casă. La ce Dumnezeu să-i faci și ăla? Și am spus, omul, de ce Doamne iată mai făcut căruța? Stai de atâta timp, îți făceai și tu, o săpai cu... cu lana să săpai un drum să-ți tragi căruța sus acolo, în curtea aia, unde tu așezi. Am căutat să scot și căruța întreagă, mi-a fost cu boala, bineînțeles că am putea să duci pe acolo. Și mi-am pus la cheltuială pentru faptul că trebuie să facem acolo, am făcut deja niște gabioane care le vom pune în zonă să nu se mai întâmple, să nu se mai întâmple, să nu se mai erodeze în mală și sper cu căruța, că i-am spus oară dacă se întâmplă, eu cu boala de 50 de ori și o dau de pământ. I-am scos o întreagă, o întreagă o folosește. Dar am văzut la oamenii ăștia alții, nu vreau să dau.
am văzut și la Bârca, am văzut și la Coțofănești, și în special la Coțofănești, mai ești unul cu o sapă, să facă, să-și curețe din gola, dar mai am un comentariu. Primarul, primării, am zis, ce vreau, scuzați, tăiați, băi, dacă ești nemean, ești zobitoc și tuturor ăsta, îmi vreau să vă îmbuneți. Și așa tot primăria a venit și a fost bunul, în toate șanțurile, și apa primăria. Aia, din gură, nu mai căutați să crediți. Păi, treaba în dreptul tău acolo, dacă știi că ești expus viitorului și apii, și după aia discuți, dar nu discuți ca să știi. Omul se pricepe cel mai bun a critica și a arătat cu degetul spre apă, s-a arătat pisica în tot apă. Și bine... În rest, unul peste alta, am renovat, n-am revizuit toate drumurile, ne-am reparat pe la biserică, pe la Borșan, pe la biserică, la Bârca, peste dealul, la Răuțoiu, sus, drumul care duce la podul Răuțoiu. Am făcut șanțuri de canalizare a apei să nu mai vină spre... Și a fost și înainte făcute, dar în timp s-a mai formatat. Și am făcut, am ridicat toate, după toate șanțurile am curățat, părnețele și oamenii de parte, mai avem zona aia spre Adriana Arcadă, zona care a rămas, nu ne-a mai ajuns timpul. Și de repara podul acolo, podețul la doamna Laura, la Hozului Laura și în rest... Acolo am avut o avarie, nu schizați, că am avut o avarie, a trebuit să intervenim acolo și s-a spart și rigola. Și șansul de la... Avare la sistemul de apă. La sistemul de apă. Și acum trebuie să mergem acolo să turnăm. Da, turnăm în urmă. Și am făcut timp că se ieșit drumul de la, de la Boiștea. Da. Nu a fost peste apă. Deci una peste alta, acum toate lumele sunt practicabile și... Ce mai avem la investiții și foarte bine că avem pe Saline, am prins drumul. Am prins, da. Parcă m-am explicat treaba asta. Da, da. M-a spus care prioritățile, ce drumul sunt la execuție. Și cam atât. Dacă mâinea să mai vreți, să știți. Da, vă mulțumesc pe siguranță.